Cine a fost Benjamin Walter? Este cunoscut prin intermediul eseurilor sale filozofice și datorită activității sale de critic literar. Inițial, obiectivul intelectualului evreu de origine germană Walter Benjamin era să devină cel mai important critic din literatura germană. Însă, până să-și pună capăt zilelor la granița franco-spaniolă din teamă de Gestapo, pasiunea lui speculativă se alimentează cu teorii dintre cele mai diverse, devenind unul dintre gânditorii originali ai științelor culturii europene la cumpăna dintre cele două secole. Walter Benjamin este și teoretician al artei, istoric al percepției și filozof al istoriei. Este un fizionomist al realității care îi strânge acesteia amănuntele și le recompune sub formă de imagini de gândire. Se numără printre primii moderni care înțeleg potențialul cultural și politic al noilor media, precum filmul și montajul, și este promotor al unei idei despre progres. Sunt Andra Matei și până data viitoare să ai parte de tot ce-ți dorești tu!